Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Diana Spărătoiu, bine v-am găsit, începe jurnalul Gorj TV, iată câteva dintre subiectele ediției. Un adolescent din Tismana are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet mare. Tony a rămas imobilizat de când era bebeluș și în urma unui vaccin, iar în ultimii ani și-a înmormântat pe rând tatăl și cele două surori mai mari. Care este cea mai mare dorință sa și cum îl puteți sprijini, vedeți imediat. Tânăr din Târgu Jiu s-a ales cu dosar penal după ce l-a împușcat din greșeală pe tatăl său vitreg. Potrivit anchetatorilor, pistolul cu bile s-a descărcat în timp ce tânărul se juca cu el. Victima s-a ajuns de urgență la spital. Bărbatul a fost împușcat în ochi. Amănunte în jurnal. Ei au fost sacrificați astăzi în piața Litovoi din Târgu Jiu. Ciobanii au adus 10 de miei, iar prețurile sunt pentru toate buzunarele. În funcție de greutatea mierului, prețul unui kilogram de carne variază între 20 și 25 de lei. Detalii în jurnal. Să nu-ți dea Dumnezeu atât cât poți să duci, spune o vorbă din bătrâni. Lui Tony, un adolescent de 17 ani din Tismana, i s-a întâmplat totuși să primească prea multe lovituri de la viață. Recent și-a îngropat tatăl și două surori. A rămas în grija mamei sale și nu cunoaște fericirea. Cea mai mare dorință sa este să-și vadă construită casa visurilor, o casă adaptată nevoilor sale. Tony este dependent de scaunul rulant și are nevoie de sprijinul oamenilor cu suflet mare. Bololoi are 17 ani, suferă de tetrapareză spastică și are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet mare. El a rămas imobilizat după un vaccin împotriva tusei când avea 4 luni. Încet. El locuiește alături de mama sa în satul Costen din Tismana. Dumnezeu i-a pus la multe încercări până acum. Necazurile familiei au început în urmă cu 5 ani, când tatăl băiatului s-a stins după ce a pierdut lupta cu cancerul. La scurt timp după moartea tatălui, Tony își înmormântează și pe cea mai mică dintre surori, o tânără de 23 de ani care a murit înnecată și care a lăsat în urma ei un băiețel de 5 anișori. Fiica mea cea mică a încercat să mă ajute să continuăm, am pus acoperișul, dar anul ăsta a murit și ea. Și ați rămas singură? Da, eu sunt bolnavă, am poliartrită, reumatoidă. O zi mi-e bine, una mi-e rău. Am probleme cu încheieturile toate. Nu puteți lucra? Nu, sunt angajată ca asistent personal la băiat. Dar mă descurc din ce în ce mai greu cu el, pentru că el crește, e greu, iar eu nu mai am forță în încheieturi. Tony a rămas atunci doar în grija mamei și a surorii mai mari, Alexandra, care a și început să ridice casa mult visată de fratele ei. Nu a mai apucat însă, pentru că în luna februarie Alexandra a fost găsită moartă în cada de la baie, intoxicată cu gaze, și aceasta a lăsat în urma ei un băiețel de doar 4 luni, dar și pe tatăl băiatului, cu care ar fi avut nuntă anul acesta pe 29 aprilie. Stați în căsuța asta? Da, care e veche și... Condiția am încercat cât de cât, dar mai mult de atât chiar nu se poate face la casa asta. Practic nu mai aveți niciun alt venit. E salariul meu și pensia lui de urmaș. Ce tot ajung? Păi sunt 2000 de lei, dar ne ajung, eu la 4 luni mă duc la București, la control, medicamente, trai de zi cu zi, nu pot să zic că îmi lipsește nimic așa de... Un traiu zilnic. Dar nu mai puteți continua lucrările? Nu. Asta chiar mi-e greu. Că eu nu pot să fac împrumut în bancă, contractul meu de muncă e pe perioadă delimitată și nu pot.
Tânărul își dorește să aibă măcar o baie. Aș avea nevoie de o baie, pentru că eu sunt destul de mare și nu mai încap în cadă. Într-o postavă, da, cam așa ceva. Și aș avea nevoie de o baie mai mare, pentru că și iarna mi-e greu să mă duc la veceu în spate. Și acolo să am un dormitor al meu. Deci baia și un dormitor, dacă s-ar putea. Asta e dorința ta? Da. Asta e singura dorință care aș mai avea-o. Un calculator, un telefon? Nu calculator, am telefon, am. Da? Ai prieteni, te descurci, vorbești cu ei pe Facebook? Nu am Facebook, nu prea am prieteni, că nu prea sunt copii pe aici. Practic ești singur? Da. Singurele venituri ale familiei sunt acum o pensie de urmași, salariul de însoțitor al mamei și o alocație de 200 de lei. Cei mai mulți bani se duc evident pe medicamente. Plânge după surori, după mamă, după... Mai rău de așa nu poate fi niciune ca la el. Muma sa iară la piele neputincioasă, are și ea cu picioarele și mai multe complicații. Toate analizele și rele sunt necazuți. Să-i ajute oamenii care au posibilitate. Să-i ajute, care au posibilitate, fapt umană. Că două surori au avut bune și amândouă s-au dus. Una a murit prin țări străine și ailaltă asfixiată, nu știu nicio. Ele mai puteau să-l ajute? Ele l-a ajutat mica, să-l ajuta beneacă și când, și cumnatul și sorsa. Acum mama lui îl ajută. Dacă se poate, cu bani, cu ce puteți, să facă și lui o baie, un biceu, merge în boată sau și la biceu. Trebuie să fie ajutat, pentru că sunt niște oameni foarte buni și mai ales Toni e un băiat foarte deștept. Deștept, dar nu poate merge. Și eu dacă pot, acum vreau să-i ajut cu ceva. Pentru că ea soră s-a murit, care i-a ajutat foarte mult, îi lua cu mașina, îi ducea unde aveau nevoie. Cei care vor să-l ajute pe Toni să aibă o viață normală pot dona banii în contul RO82BRD E200SV3745656200. Tânără de 24 de ani din municipiul Târgu Jiu a fost găsită moartă de către polițiștii spanioli din localitatea Almeria. Presa din Spania susține că tânăra, pe nume Andra, ar fi fost omorâtă de fostul său iubit în vârstă de 30 de ani, care s-a spânzurat ulterior. Dispariția fetei a fost anunțată de părinți și duminică Andra Violeta își sărbase onomastica. Atunci a fost ultima dată când familia a mai știut ceva de ea. Tânăra se mutase peste hotare împreună cu familia de 8 ani. Și-a împușcat tatăl vitreg din greșeală. Bărbatul în vârstă de 57 de ani își va pierde un ochi după ce a fost împușcat. Fiul său se juca cu pistolul cu bile, iar arma s-a descărcat accidental. Victima a fost preluată de o ambulanță și a intrat direct în operație. Pentru neatenția de care a dat dovadă, fiul bărbatului s-a ales cu dosar penal. El este cercetat de polițiști pentru că a folosit arma fără drept. Incidentul a avut loc în această dimineață într-un apartament situat într-un bloc de pe strada Lotrului din Târgu Jiu. Tânărul în vârstă de 33 de ani s-a jucat cu un pistol cu bile de cauciuc în moment în care arma s-a descărcat și l-a lovit în ochi pe tatăl vitreg al acestuia. Bărbatul a sunat de urgență la 112. Poliția și ambulanța s-au deplasat imediat la fața locului. Poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată prin apelul 112 de un tânăr de 30 de ani din localitate despre faptul că în timp ce se afla în locuința de domiciliu a accidentat involuntar pe tatăl său de 57 de ani cu un pistol cu bile. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care a constatat faptul că tânărul de 30 de ani a manevrat greșit
un pistol cu bile pe care îl deținea legal, care s-a descărcat și a produs leziuni tatălui său. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Pacientul are o plagă împușcată cu bilă în ochi, i s-au făcut examene de specialitate, i s-a făcut computer tomograf și în funcție de rezultatul pe care îl vom avea la aceste investigații se va decide sau nu transferul. În acest moment, starea pacientului este stabilă. Victima a fost băgată în sala de operație, însă chiar și așa, medicii spun că va rămâne fără un ochi. Pentru fapta sa, tânărul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și uz de armă fără drept. Primii miei au fost sacrificați astăzi în piața Litovoii din Târgu Jiu. Ciobanii au adus 10 de miei, iar prețurile sunt pentru toate buzunarele. În funcție de greutatea mielului, prețul unui kilogram de carne variază între 20 și 25 de lei. Oamenii se plâng că în acest an miei sunt mai mici și din acest motiv sunt și mai scumpi. Cu toate acestea, ciobanii spun că nu mai este deloc avantajoasă această perioadă. Târgul de sacrificare a mieilor se va închide sâmbătă. Până atunci, cei mai mulți clienți așteaptă ca prețul să mai scadă. Astăzi s-a deschis târgul de sacrificare a mieilor din piața Litovoi din Târgu Jiu. Mai mulți ciobani au venit cu câteva zeci de miei în prima zi și au avut și noroc. Încă de la primele ore ale zilei au și apărut primii oameni interesați să facă proviziile pentru masa de Paști din timp. Cei mai mulți au fost însă nemulțumiți de prețul unui kilogram de carne. 25, mai tare ca la Sibiu. Anul trecut a fost mai. Mai ieftin, da, mai scade și azi, că nu e lumea plină de bani. Mai scadă până vineri? Sigur. Vedeți că e secetă de clienți. Da. Câte kilograme ați vrea dumneavoastră? Păi o jumătate de miel, că sunt singur așa, 5 kg, 7 kg. Pentru masa? Da, de poftă așa, nu că murim de foame, că de foame nu avem ce mânca, nu e probleme de asta. Avem și bea așa din când în când. Cu toate acestea, primii miei s-au vândut mai ieftin. În funcție de greutatea mielului, prețul pentru un kilogram de carne este cuprins între 20 și 25 de lei. Cu câți mii ați venit astăzi în primul? Păi astăzi am venit cu 20 de mii pentru prima dată. Venim mai mult pentru grătarele astea, că le mută de colo-colo oamenii. Prețuri? Vedem, între 200, 220, 250, că sunt cheltuieli pe de-a rândul, și la piață, și la iernatic, și la toate. Speranțe foarte slabe. Miei am adus vreo 30, dar speranțe slabe. Prețul de rigoriu. E la început. Da. S-a interesat lumea? A venit cineva să mă întrebe? Da, până acum întreabă și pleacă. Mi se pare scump, după cum se pare la toată lumea și cum sunt toate scumpe. Noi trebuie să îi dăm la un preț ca să ne scoatem cheltuielile, că am băgat în ei, după cum a fost iarna asta, iarna grea, boabe și huroaie până am sărăcit. Iarba nu dă, vedeți. Nu e. Pieile le aruncăm, că nu ni le ia nimeni cu un leu de piele. Cei mai mulți dintre ciobanii care au venit să sacrifice miei în piața Litovoi din Târgu Jiu spun că această afacere nu mai este deloc profitabilă. Mai e profitabilă această perioadă? Nu e profitabilă. Nu e, pentru că dacă s-a ajuns la prețurile ăștia așa de nimic, hai să zicem că e la piață acum, poate rămâne la 150, 170, 80, rămâne, că vin oamenii cu tot felul de mii, veci și mai mici, strică prețurile, asta e. Ce? Pentru a fi profitabil, pieile, la cât ar fi trebuit? Pieile, o piele 10 lei, adică un leu, nu 10 lei, că e un leu, așa. Prețul corect care ar fi? Prețul corect ar fi între 230 și între 250 să fie, adică corect. Ca să rămâie și pentru om, să fie și pentru... Să scoatem cheltuielile de astea. Ce greutate au mâna care ați venit astăzi? Păi oricum au de toate mâna. E și de 25 de kilograme la viu, rămâne la 12-15 kilograme carne. Deci nu poate fi vorba de un profit. Nu mai e profit. A fost odată. Pe timpul comunistului profit, când ne lua și codina de la voi. Da. Acum nu mai este profit, dar acum mai e mult păgubind, dar uite că ne-a prins cu ele și n-avem ce face. Din acest motiv, oamenii aleg să vândă miei mai mult pe internet sau chiar peste hotare. Chiar și așa, avantajul nu este de partea lor. De exemplu, dau la munte 186 de milioane pentru o lună și ceva de zile, când mă duc.
Așa, mai dau la izglaz la unde am oile acolo, 240 de milioane, 500 de milioane. Bani care eu nu iau pe mie banii ăștia. Lâna e un leu kilogramul, 40 de kilo de mii la 45 de mii la tuns. Așa că vă dați seama că n-are cum să fie profitabil. N-are cum. Ciobanii 15-17 milioane. Târgul de sacrificare a miilor va rămâne deschis până sâmbătă. În fiecare zi, o echipă de la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj se asigură că produsele care ajung pe masa gorjenilor sunt sănătoase. Prima dată se examinează animalul dacă este sănătos și după aceea se trece la documente. Documentele fiind certificatul de sănătate pentru transportul animalelor în viu, lanțul alimentar și documentele de mișcare. Plus anexa, care nu o să vină numai cu un singur animal. După care se introduce la abatorul ambulant, se asomează, se pune în cârlig, se umflă și începe jupuirea lui. În partea cealaltă este tot de la Serviciul Sanitar Veterinar personal, care examinează organele și absolut tot ceea ce este legat de sănătatea animalului și a sănătății umane. Deci oamenii trebuie să aibă încredere că aici este în fiecare zi o echipă de la DSV, iar absolut. Carnea care vor cumpăra este sănătoasă. Absolut, absolut. Totul va fi verificat. Veți monitoriza activitatea până se va închide târg. Se va închide sâmbătă în jurul orei 12. Se va fi ultima sacrificare. Pentru fiecare miel sacrificat, ciobanii trebuie să achite 7,6 lei. Este taxa impusă printr-o hotărâre de Consiliul Local. Aceasta este mai mare cu 50 de bani față de anul trecut. În acest an, specialiștii DSV se așteaptă să fie sacrificați 5.000 de miei. Mai mulți angajați ai unor instituții publice ori companii de stat vor primi bonusuri importante înainte de sărbătorile de Paști, printre ei minerii, pădurarii ori nașii de la CFR. La polul opus sunt angajații din prefectură sau Consiliul Județean care nu se vor bucura de nicio primă. Situația pe larg în câteva momente în jurnal. Prefectul și subprefectul județului Gorj își vor petrece sărbătorile de Paști în județ. Nu neapărat pentru că și-au făcut planuri alături de familie, ci pentru că ministrul afacerilor interne le-a impus să rămână pe teritoriul județului Gorj în cazul în care va fi nevoie să vină la serviciu. Între timp de sărbătorile pascale, câte un angajat va asigura permanența în fiecare zi la prefectura Gorj. Atât prefectul Gheorghe Paraschivu, cât și subprefectul Sorin Arjoca se văd nevoiți să-și programeze sărbătorile în Gorj. Asta pentru că ministrul MAI, Carmen Dan, a transmis tuturor prefecților să rămână pe raza județului pe care îl conduc. Chiar dacă nu vor veni la serviciu decât în cea de-a treia zi de Paști, la prefectura Gorj va fi asigurată permanența. După cum bine știți, prima și a doua zi de Paște sunt reglementate ca zile libere, zile de sărbătoare. Așadar, noi vom face permanența, angajații prefecturii vor face permanență în aceste zile. Am primit deja și o radiogramă de la minister să le transmitem persoanele care vor face permanență în aceste zile. În data de 15, 16 și 17 vor fi persoane care vor face de serviciu aici la prefectură. Și weekendul care urmează va fi unul liber și prelungit pentru angajații instituțiilor publice. Și de asemenea și ziua de 1 mai este zi liberă de sărbătoare, așadar și weekendul care urmează, 29, 30 și 1, va fi permanență aici la prefectură. În același timp, dacă vor fi situații, dacă situațiile o cer, prefectul și subprefectul vor fi în județ să intervină dacă este cazul. Ziua copilului, ce se sărbătorește anual la data de 1 iunie, a devenit zi liberă legală pentru toți salariații, indiferent dacă sunt sau nu părinți. Pădurarii și minerii sunt cei mai invidiați angajați. Asta pentru că înainte de Paști vor primi bonusuri financiare consistente. La polul opus, angajații din instituțiile publice nu vor primi nicio primă de sărbători. Funcționarii de la primăria Târgu Jiu primeau până acum câte un tichet în valoare de 10 lei de la sindicatul din care fac parte, însă au decis cu toții să le doneze unor familii nevoiașe din oraș.
Fiecare salariat al direcției Silvice Gorj va încasa circa 500 de lei prime și tichete cadou. Vor fi alocați bani și pentru fiecare copil minor al silvicultorilor. Toți cei 415 salariați ai direcției Silvice din Gorj beneficiază de aceste bonusuri financiare. Angajații de la instituțiile publice nu vor primi niciun leu. Ultima primă au primit-o de Crăciun. Până acum nu s-au strâns bani suficienți pentru a acorda noi bonusuri. Din păcate, noi tichetele le dăm în funcție de încasările din cotizații, alte venituri nu avem. Având în vedere că în decembrie a dat de câte 150 de lei, pe ianuarie, februarie, martie nu s-au prea adunat bani, deci nu avem de unde să dăm. Rămâne să vedem ce adunăm, următoarele sărbători, în rest, așteptăm de la guvern. Angajații primăriei Târgu Jiu au donat primele care li s-ar fi cuvenit de Paști. În urma deciziei care s-a luat la nivelul sindicatului, tichetele de care mă întrebați dumneavoastră au fost donate unor familii nevoiașe. Cei care erau îndreptățiți să primească aceste tichete ar fi luat, ca să spun așa, de la sindicat 5 tichete, fiecare având o valoare de 10 lei. Minerii și energeticienii vor primi înainte de Paști prime în valoare de 1000 de lei. Registrul Autoromân oferă fiecărui salariat o primă de 391 de lei brut și tichete cadou în valoare de 750 de lei. Program aglomerat la permise, cei care vor să obțină permisul de conducere și mai au de susținut proba practică, mai au de așteptat. În acest moment se programează peste 2 luni pentru categoria B. De la începutul anului până în prezent, aproximativ 2000 din cele peste 3600 de persoane care au susținut examenul pentru permisul auto au trecut probele cu brio. Aproape jumătate dintre cei care susțin probele pentru obținerea permisului de conducere devin șoferi. Este statistica furnizată de Serviciul pentru Permise și Înmatriculări Auto Gorj. Proba scrisă rămâne în continuare cea mai mare problemă a candidaților. Pe linia de muncă examinări de la începutul anului și până în prezent au fost examinați la proba teoretică 3609 candidați. Dintre aceștia au fost admiși doar 1934, iar la proba practică de obținere a permisului de conducere au fost examinați 3283, admiși 1927. Procentul de promovabilitate la nivelul județului este de 58,72%. Cât privește programările pentru evaluarea practică a viitorilor șoferi, lucrurile sunt mai complicate. Se fac programări noi abia peste 2 luni. La proba practică, respectiv pentru categoria B, programăm undeva la 60 de zile, iar pentru celelalte categorii C, C și D, între 50 și 60 de zile. În perioada sărbătorilor de Paști, programul va fi normal la Serviciul pentru Permise și Înmatriculări Auto Gorj. Angajații vor fi liberi doar luni, 17 aprilie, a doua zi de Paști. A început evaluarea cadrelor medicale din Târgu Jiu. Angajații Spitalului Județean de Urgență vor fi luați la puricat de conducerea unității medicale. Managerul Tiberiu Tătaru va verifica dacă salariații spitalului și-au făcut treaba așa cum prevede legea. Ce riscă? În caz contrar, aflați după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți pe Gorj TV! Ne-am întors la jurnal. A început evaluarea cadrelor medicale din Târgu Jiu. Angajații Spitalului Județean de Urgență vor fi luați la puricat de conducerea unității medicale. Managerul Tiberiu Tătaru va verifica dacă salariații spitalului și-au făcut treaba așa cum prevede legea. Evaluarea se va face individual, după noi criterii aprobate recent într-o ședință de Consiliu Județean. Angajații Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu sunt evaluați în fiecare an de către conducerea unității medicale, însă anul acesta verificarea va fi realizată după noi criterii. Acestea au fost aprobate într-o ședință de Consiliu Județean. În această perioadă, managerul spitalului va controla felul în care angajații și-au făcut treaba în 2016. Actualmente, după ultima hotărâre de Consiliu Județean pe care am primit-o, mai multe criterii de evaluare au fost schimbate, iar la personalul cu funcții de execuție avem 7 criterii, iar la personalul cu funcții de conducere avem încă 4 criterii în plus, care va trebui să fie evaluate pentru activitatea anului anterior. Eu consider din criteriile care s-au făcut că acoperă absolut toată plaja de activitate a unui salariat și pentru o instituție cred că aprecierea mea cel puțin este că e un lucru pozitiv faptul că se face această evaluare care în acest moment este foarte, foarte serioasă și cuprinzătoare,
pentru că crește conștiinciozitatea salariatului la serviciu și îl determină să dea tot ce poate în slujba instituției pentru care lucrează. Angajații nu se tem însă de această verificare pentru că spun ei și-au făcut treaba ca la carte. Din punctul meu de vedere, această evaluare o văd foarte bună, pentru că dacă atât timp cât ne facem treaba în serviciu, nu avem de ce să ne temem de absolut nimic. Noi criterii din acest an, vă este un pic teamă, aveți un pic emoții la această evaluare? Nu ne este teamă, pentru că eu, din punctul meu de vedere, cred că mi-am făcut bine treaba la serviciu și atât timp cât fiecare își face treaba la locul de muncă, nu are de ce să-i fie teamă. De evaluare nu se teme nici managerul Tiberiu Tătaru, care după ce își va controla subalternii, va fi și el tras la răspundere de către reprezentanții Consiliului Județean. Bineînțeles că și eu sunt evaluat anual, așa cum toți salariații sunt, doar că eu sunt evaluat de Consiliul Județean și restul salariaților pe plan local aici, la nivelul conducerii spitalului. De fapt, fiecare șef al unui loc de muncă evaluează pe cei din subordinea sa directă. Rezultatele evaluării vor fi gata până la sfârșitul acestei luni. Primesc tichetele de grădiniță înainte de Paști, sute de târgujeni ai căror copii merg zilnic la grădiniță și nu au absențe pot intra în această săptămână în posesia ajutoarelor. Valoarea unui tichet este de 50 de lei și poate fi folosit de părinții doar pentru cumpărarea de alimente, produse de igienă, haine sau rechizite pentru cei mici. Copiii între 3 și 6 ani care provin din familii defavorizate vor primi 50 de lei pe lună sub formă de tichete sociale. Pentru a beneficia de tichetele sociale, părinții trebuie să depună dosarele aferente în vederea acordării acestora. La nivelul municipiului Târgu Jiu vor fi distribuite în această săptămână 140 de tichete pentru grădiniță. Începând de ieri, 10 aprilie, și până la sfârșitul acestei săptămâni, la nivelul Direcției Publice de Protecție Socială, se va derula acțiunea de distribuire a tichetelor sociale de grădiniță aferente lunii martie. Valoarea unui astfel de tichet este 50 de lei per copil, iar la nivelul municipiului Târgu Jiu se vor distribui pentru luna martie, așa cum am mai menționat, 140 de tichete sociale pentru grădiniță. Acordarea acestora este condiționată de frecvența regulată la grădiniță, iar absențele motivate pot fi de două feluri. Absențe medicale motivate, pentru care părinții trebuie să aducă scutiri medicale corespunzătoare perioadei în care copiii au lipsit, și învoiri. Cei mici pot fi învoiți de părinți maxim 3 zile pe lună, cu condiția anunțării cadrelor didactice. De asemenea, familiile care au un venit mai mare de 284 de lei pe fiecare membru nu vor putea primi acest ajutor. Pot să vă spun că pentru a putea beneficia de stimulentele educaționale oferite de către stat, copilul trebuie să aibă o vârstă minimă de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului școlar curent, iar venitul lunar per membru de familie trebuie să fie de cel mult 284 de lei. Cei mici trebuie să fie zilnic prezenți la grădiniță, să nu aibă absențe, și important de menționat este faptul că aceste etichete vor putea să fie folosite de către părinți doar pentru a cumpăra, pentru achiziționarea de a cumpăra mâncare, haine și rechizite. Stimulentul sub formă de tichet social este acordat pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, completată de părinți sau de persoanele care răspund legal de copii, cu suportul asistentului social acolo unde este cazul. Înscrierea în program este permanentă pentru a permite familiilor să-și înscrie copiii la grădiniță și după începerea anului școlar. Municipiul Târgu Jiu va avea până la finalul acestui an un muzeu de armament. Acesta va funcționa pe strada Bradului, în incinta unei clădiri ce a aparținut Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Clădirea a fost acordată cu titlul gratuit Asociației Rezerviștilor din Ministerul de Interne și Uniunii Scriitorilor din România. În prezent, reprezentanții celor două asociații poartă discuții cu toate instituțiile din municipiu pentru a dona documente sau obiecte pentru viitorul muzeu. Printr-o hotărâre de Consiliul Local, clădirea situată pe strada Bradului din Târgu Jiu, care a aparținut Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, a fost acordată cu titlu gratuit Asociației Rezerviștilor din Ministerul de Interne și Uniunii Scriitorilor din România. Aceștia vor să înființeze aici un muzeu de armament. Acea clădire a fost dată cu titlu gratuit unor asociații, este vorba de Asociația Rezerviștilor din Ministerul de Interne și Uniunea Scriitorilor din România, o reprezentanță a Uniunii Scriitorilor din România. Urmează să se facă un muzeu în partea din față, suprafața cea mai mare, de fapt, a clădirii, un muzeu al armelor. Reprezentanții celor două asociații au început deja discuțiile cu instituțiile din Târgu Jiu care pot să doneze documente sau obiecte pentru viitorul muzeu de arme. Deja domnul general Codiță a început să poarte discuții cu toate instituțiile din
Târgu Jiu care pot să doneze documente sau obiecte pentru viitorul muzeu care va putea funcționa în această locație. Nu doar această clădire va putea fi folosită de către Asociația Rezerviștilor din Ministerul de Interne și Uniunea Scriitorilor din România, ci și cele două spații din spatele acestei construcții. Vaccinul folosit împotriva rujeolei lipsește din stocurile Direcției de Sănătate Publică Gurs, astfel că bebelușii nu vor mai putea fi imunizați în această perioadă împotriva acestei boli. Vaccinul lipsește în Gurs încă din februarie. Această problemă nu este întâlnită doar în județul nostru, ci și în alte 10 județe din țară. În Gurs, rujeola a creat probleme în rândul bebelușilor, 3 micuți fiind internați în marile centre universitare, iar 2 secții din cadrul spitalului din Târgu Jiu au fost la un pas să intre în carantină. Încă din luna februarie, 10 direcții județene de sănătate publică au epuizat stocurile de vaccin împotriva rujeolei. Printre acestea, Ilfov, Vrancea, Tulcea, Satu Mare, Mehedinți, Hunedoara, Gorj, Caraș-Severin, Botoșani și Argeș. Asta în condițiile în care la nivel național au fost înregistrate 18 decese din cauza rujeolei. În Gorj, secția de pediatrie și cea de boli infecțioase au fost la un pas să intre în carantină din cauza acestei boli. La nivel național nu există aceste doze de vaccin împotriva rujeolei. Noi așteptăm să primim, am înțeles că se face licitația națională și în cel mai scurt timp vom primi aceste doze. Noi, în momentul în care vom primi aceste doze, vom anunța medici de familie și, bineînțeles, părinții vor fi anunțați să se prezinte pentru a putea să recupereze din punct de vaccinal copiii. Vaccinul, așa cum știți, este gratuit, se distribuie în medici de familie și sperăm ca părinții care au copii și au nevoie de acest vaccin să înțeleagă necesitatea vaccinării, pentru că am întâlnit și cazuri de persoane care au refuzat vaccinarea copiilor și de aici apărând și aceste foarte multe cazuri de rujeolă la nivel național. De asemenea, atât în stocurile DSP cât și de la medicii de familie și din farmacii lipsește în această perioadă vaccinul hexavalent, care îi ferește pe micuți de 6 boli grave, printre care tuse convulsivă, pneumonie, meningită și hepatita B. Stocurile vor fi refăcute la sfârșitul acestei săptămâni. În posesia acestea vom intra săptămâna aceasta. Săptămâna viitoare va fi distribuit către medici de familie. Urmează ca colegii mei de la epidemiologie să meargă să ridice acest vaccin de la București. Singurele vaccinuri care nu ridică încă probleme sunt cel împotriva tuberculozei și cel difterotetanic. Paul Batin încă nu a intrat în atenția lui Flavio Stoican. Chiar dacă acesta și-a revenit după accidentarea suferită, Batin ar fi avut un conflict cu tehnicianul, iar acesta nu pare decis să-l ierte și preferă săriște, astfel că va folosi jucătorii neexperimentați. Alții doi fotbaliști stau în continuare pe tușă. Gemenii da Silva încă nu au rezolvat problemele cu documentele și riscă să se întoarcă în Brazilia de urgență. Cu un loc decimat, Pandurii Târgu Jiu încearcă să se salveze de la retrogradare. Pe lângă faptul că vorbim doar despre jucători neexperimentați, în principal, Paul Batin, recent transferat la Târgu Jiu, revenit după accidentare, nu a intrat pe teren. Nici la meciul cu Gaz Metan Mediaș, antrenorul Flaviu Stoican nu este sigur că îl va folosi. Asta pentru că Batin ar fi avut mai multe ieșiri nervoase care l-au deranjat pe Stoican. Am avut un act de indisciplină cu Paul Batin, iar eu nu sunt, chiar dacă poate las o senzație de apropiere față de jucători, merg pe drumul care cred eu că duce la performanță, chiar dacă am jucători fără experiență și poate și acest lucru ne-a dus să sperăm că putem să ne salvăm de la retrogradare. Al jucătorii alte probleme. Frații Erico și Elton da Silva încă nu au obținut documentele care să le permită prelungirea șederii la Târgu Jiu. Dacă nu vor rezolva această problemă cât mai repede, riscă să fie trimiși acasă. O tristețe și o dezamăgire pentru mine faptul că nu pot să mă bazez pe acești băieți, pe acești jucători care muncesc de atât timp cu noi și își doresc atât de mult să joace pentru echipă și din cauza actelor sau mai știu eu ce lucruri care nu putem să-i legitimăm, nu pot să mă bazez pe ei. O nouă absență importantă va fi Cristian Sârghi. El s-a accidentat grav la meciul cu Poli Timișoara, a fost preluat de o ambulanță chiar de pe teren după ce a căzut în mână. El s-a transferat recent la Pandurii, fiind de la primul meci pentru gorjeni. Contractul său este valabil până în vară.
TV se oprește aici. De la ora 21, Alinion vă așteaptă la emisiunea Numele Adevărului. Astăzi va veni în studio Loredana Niculete, desemnată recent asistentul social al anului în România. Eu sunt Diana Sferetoiu, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine seară de la ora 18. O seară frumoasă!